Prima întâlnire cu Kes. Da, a început în anul 2008, la un șantier în Brașov. Atunci a fost prima întâlnire cu cei de la Kes, după care lucrurile au decurs consecvent, am tot crescut ca și număr de proiecte și să nu uităm, bineînțeles, sediul Băncii Transilvania din Cluj, care a fost un proiect extraordinar pentru ambele părți și ne mândrim cu lucrul acesta. Proiectul de la început a avut o complexitate remarcabilă. Este și va rămâne în momentul de față și pentru DOCA, cel puțin și pentru Kes, un reper foarte important în România și în Europa, un lucru care chiar ne putem și noi mândri că împreună cu cei de la Kes s-a închegat o colaborare strânsă și tot timpul încercăm să găsim împreună cu ei, să aducem îmbunătățiri proiectelor la care lucrează.